Bine vă regăsesc, dragilor! Alexandra Mihărdescu este numele meu și sunteți la Minutul de Conștientizare. În acest episod continuăm cu a doua natură sau greșeala karmică făcută în altă viață. Pentru cei născuți în data de, în ziua de 3 sau de 25, indiferent de luna în care v-ați născut. Pe voi vin și vă întreb cât de mult vă doriți copii în viața aceasta. Nu de alta, dar în altă viață, într-un sens, într-un mod foarte abil, ați căutat să fugiți în a avea copii sau să vi-i asumați. Și tendința în această viață este să repetați această greșeală. Nu este obligatoriu să fi întrerupt sarcinile, ci pur și simplu să nu îți fi dorit să ai copil și ai căutat, practic, într-un mod foarte inteligent și abil să eviți acest lucru. În viața aceasta, ce îți rămâne de făcut dacă ai copii și ești născut în 3 sau 25 a oricărei luni, să revizuiești relațiile cu copiii, indiferent de relația care este în prezent, stai și analizează-o. Și de asemenea, dacă totuși nu ai copii, poți să construiești relații de calitate, să le spunem așa, cu copiii, cu nepoți, în sensul ăsta, cu copiii altora. Însă, vin și te întreb, dacă ești născut în aceste zile și nu ai copii, oare nu-ți repeți karma? Spor la conștientizare!